Prieteni, sunt încântată să vă regăsesc la Timpuri Repovestite. Între povestea lui Mary Carleton, pe care astăzi vă prezint, și personajul Moll Flanders, al lui Daniel Defoe, nu este mare diferență. Dar poate sunt cei 100 de ani scurși între nașterile celor două femei. Chiar dacă ambele au trăit cu adevărat, Mary Carleton a fost mai puțin cunoscută, deși a scandalizat Anglia secolului XVI, într-atât încât cazul ei a fost trecut în poate cea mai prezentă carte din bibliotecile secolului, evident, cea mai prezentă după Biblie. Într-adevăr, povești ca ale lui Mary veneau menționate în culegeri de istorioare și apoi prezentate familiilor ca model de viață corectă. Înainte să povestim despre Mary, dați-mi voie să vă aduc în vedere sursa acestor povestiri, calendarul Newgate. Revenim imediat. Calendarul Newgate era una dintre cărțile cele mai frecvent întâlnite în familiile englezești între anii 1750 și 1850, însă foarte multe cazuri au mai apărut și în volume datate înainte de acești ani. În acea perioadă se insista foarte mult pe școlarizare, dar și pe o adecvată conduită socială. Newgate era cea mai frecventă publicație și sursă de informare pentru britanicii secolului. Calendarul Newgate nu era decât o broșurică care povestea istorioare din închisoarea Newgate. Vreau să trecem imediat la povestea lui Mary Carleton, dar merită să accentuăm asupra faptului că copiii au fost încurajați să o citească deoarece se credea că insuflă principii de viață corectă, măcar frica de pedeapsă, dacă nu de morala serioasă atașată poveștilor de bandiți și a altor infractori. În unele cazuri, calendarul Newgate servea ca o carte de aventură. Oricum, editorii unor versiuni ulterioare chiar au creat o grafică în creion în care se vedea o mamă devotată dându-i o copie de carte fiului ei, în jur de vreo 8 ani, în timp ce îi arăta pe fereastră micuțului o scenă de execuție prin spânzurare. Majoritatea scriitorilor, ca majoritatea oamenilor alfabetizați de orice ocupație, se presupune că ar fi citit calendarul Newgate în copilărie și, oricare ar fi fost efectele morale, cu siguranță le-a furnizat o mulțime de subiecte de discuție la vatra focului. Ei bine, dragii mei, în cele mai vechi ediții apare și povestea lui Mary Carleton, publicată undeva în 1670, cu aproximativ 50 de ani înainte ca Daniel Defoe să apară cu prima sa versiune a lui Moll Flanders. Nu spunem decât că poveștile celor două femei sunt foarte asemănătoare. Imediat vom povesti despre Mary. Ar mai fi de adăugat, cu notă de cultură generală evident, că actual, în programa școlară se studiază foarte intens literatura clasică. În Marea Britanie, care a generat o cantitate impresionantă de mărturii ale vremurilor prin manuscrisele care s-au păstrat, ca obiect de studiu este și calendarul Newgate, o carte bibliografică a criminalilor scrisă în secolul 16, 17 sau chiar 18. Toate aceste istorioare le vom putea găsi pe site-ul exclassics.com. Mary Carleton, prieteni, așadar. O poveste fascinantă a unei femei în drumul către înalta societate, comițând acte de poligamie, furt, înșelăciune, fals în identitate, de câte ori a avut ocazia în scurta sa viață de numai 30 de ani. La final, după ce a fost condamnată, cea care se constituise sub forma falsei identități a unei prințese germane, a sfârșit a fi considerată văduva cenușie. Haideți să vedem de ce. Rămâneți! Se spune că s-a născut undeva în iarna anului 1642 ca fiind Mary Mathers. Era fiica unui corist de la catedrala din Canterbury și se mai ocupa și de comerț banal. Nu provenea chiar din cea mai de jos clasă socială, fapt care i-a oferit ocazia să aibă șansa măcar să învețe să citească și să scrie, atât tatălui, dar și fetei. Mary, în schimb, a folosit aceste instrumente, cititul și scrisul, în drumul său către înalta societate. Ambițioasă a fost întotdeauna ca să-și depășească condiția. Mai era și visătoare în tânără pruncie, așadar, fetița Mary se dedica cititului a tot felul de aventuri și se imagina fiind tot felul de personaje despre care fie auzea vorbindu-se, ori pe care chiar le vedea căsătorindu-se în marea catedrală în care cânta cu devotament tatăl ei.
Apoi, cum să nu fie orbit de fascinația straielor, alaiul luxos, manierele celor bogați care își lăsau acolo jurăminte de viață fericită și prosperă. Iată că Maria noastră nici că nu se putea închipui decât o prințesă, sau măcar când avea să vină vremea măritișului să fie dată ca soață unui cavaler, sau hai, unui scutier. Dar situația casei stătea altfel. Familia era nevoiașă și numeroasă, iar fata, drăguță și visătoare, nu avea altă propunere decât a unui calfe, de cizmar, care nici măcar nu avea un nume prea grozav, Steadman. Ce să facă? Se mărită cu el și imediat îi dărui doi copii care n-au supraviețuit decât în primii ani. Soțul, meșteșugar priceput o fi fost, dar s-a dovedit incapabil să-i mențină extravaganțele unei soții neconsolate că nu este o prințesă. Firește că Mary, care avea circa 17 ani, nu se vedea ofilindu-se într-o căsătorie atât de jenantă, așa că s-a hotărât să-l părăsească și să-și caute viața bună altundeva. O fată cu spiritul ei nu întârzie niciodată să treacă la execuții de această natură. Așa că a făcut rost de ceva bănuți până în Dover și primul lucru pe care l-a mai făcut ulterior era să-și găsească un alt protector. Un chirurg de data aceasta, pe care l-a și luat de soț, în ciuda faptului că ea rămăsese măritată în orășelul ei cu cizmarul. Dacă vă imaginați că timpul scurs între cele două căsătorii a fost îndelungat, în realitate Mary, în întreaga ei viață de înșelăciuni pe care Dabby a început-o, a construit totul în ultimii 10 ani de viață. Și încă nu v-am povestit decât ce a fost mai nesemnificativ. Nu avem idee cum au apărut informații despre faptul că mai avea o căsătorie pe undeva. Probabil a fost bănuită chiar de către soțul ei, căci imediat chirurgul a pus capăt căsătoriei denunțând-o. A fost reținută de poliția din Maidstone și arestată pentru poligamie, dar printr-o lovitură de măiestrie, a sorții, nu putem spune altceva, a reușit să convingă judecătorii că nu era așa, că ea era doar o biată văduvă tânără și fără apărare și, în lipsă de probe, ce credeți, a fost achitată. Era liberă și de căsătorie, dar liberă să-și ducă și viața mai departe și acum nu mai era nici măcar o fată sărmană din Caterbury. Era în continuare tânără și imediat a pus ochii pe noua treaptă de lansare în societate. Acum întâlnise un nobil, John Carleton, care s-a îndrăgostit de ea imediat și care își înnebuni familia că nu era altă soluție decât aceea ca doamna aceasta să-i fie soția de care el era îndrăgostit și pe care avea să o iubească o eternitate. Prietenii și familia lui Carleton fură sceptici, mai ales pentru că noua apărută, deși frumoasă și se prezenta bine, avea un trecut necunoscut. Iar onorabilul locotenent John Carleton avea să-și pună renumele în mâinile unei apărute bizar de nicăieri. Dovezile despre trecutul lui Mary au întârziat suficient cât să-i permită tinerei femei să devină o Carleton și să facă primii pași pe scara societății. Acum era o lady, iar Sir John Carleton era oricum ceva mai bine decât chirurgul ultim soț. Totuși, familia lui John n-a stat pe gânduri, au făcut cercetări și poate nici soții cei doi, cei înșelați, mai înainte, n-au stat degeaba. Au venit și ei, poate, în întâmpinarea familiei lui Carleton. Întâmplarea face că o scrisoare anonimă sosește exact în mâinile lui John, în care îi se relatează cu punct și cu virgulă de unde se trăgea Mary și cu cine se mai măritase. El era al treilea. Iarăși o denunțare furioasă de poligamie, o vizită în temnițe, de data aceasta ale închisorii Newgate. Este momentul să precizăm că Newgate era una dintre porțile Londrei în acele vremuri și care devenise o închisoare, iar poveștile celor întemnițați acolo constituiau pildele de educație din calendarul Newgate, un calendar care se publica lună de lună și an de an. Așadar, Maria noastră, la aproximativ 20 de ani, avea la activ 3 măritișuri, și deja 2 procese de poligamie pe rol. Dar ce credeți? Din nou, probele împotriva ei au fost insuficiente, astfel încât a fost a doua oară achitată. Mai mult, știți ce s-a întâmplat? Și-a dat în judecată soțul că nu era atât de bogat pe cât pretindea că este, atunci când a cucerit-o și a cerut mâna ei, tinerei, văduve, singure pe lume. El o dusese de nas, nu ea pe el. Bravo ție, Mary!
Ai scăpat din nou cu basma curată și cu ceva bănuți pe mână. Era clar acum, revăzând lumina zorilor, că în Londra nu mai avea de ce să mai stea, măcar o perioadă. Trebuia cumva să se reinventeze, iar această nouă imagine nu se putea construi decât acolo unde nimeni nu știa nimic despre ea. Ajunge cu deloc puținii bani pe care i-are, învășmântată scump și țintând înalt, în orașul Köln, din Germania. Cine știe cum de-au dus-o pașii într-atât de departe de Regatul Unit. Dacă stăm să ne gândim bine, este evident că în acea perioadă, istoric vorbind, prinți și prințese engleze și germane se tot căsătoreau. Era un adevărat bulevard între Regatul Unit și Germania. Nu se știe exact cu câți bani a plecat de la Carlton. Se mai spune din reconstruirea procesului de mai târziu că Mary ar mai fi păcălit pe câțiva bărbați și ar mai fi furat câte ceva de pe undeva între timp. Oricum, ajunge și în Köln și și-a permis chiria unei case frumoase, chiar a unor servitori, făcându-și o strânsă prietenie cu proprietara unei case de distracții. Aceasta, firește că cunoștea lumea bună a orașului și cum promenadele erau părți minunate de socializare din zi, iată că într-una dintre ele, nu la mult timp după ce s-a instalat în oraș, Maria noastră cade cu tronc unui bătrân bogat. Bătrânelul avea o moșie bună, la câțiva kilometri distanță de Köln, și imediat ce o cunoscu pe Maria noastră, inima a început să-i bată puternic, ca în tinerețe. Apoi de ce nu? Toată lumea era curioasă să știe cine era această frumoasă lady, văduvă, din ce se prezenta ea peste tot, de care toți începeau să devină curioși cum de se implantase așa ea în societatea din Köln. Bătrânul nebun și-a afișat pasiunea cu toată vehemența unui tânăr amant viguros, făcându-i promisiuni foarte mari, până când în cele din urmă i-a și-a dat consimțământul să se căsătorească. L-a ținut ceva în tensiune. 3 zile. Bătrânul nobil german, reîntinerit dintr-o dată, a lăsat în mâinile tinerei sale viitoare soții toată corvoada pregătirii de nuntă și i-a înmânat sume considerabile ca să poată să-și facă nunta pe care mereu Mary o visase. Îi mai oferise și bijuterii și medaliile sale de merit în luptă. Mary avea acum acces la mai toată averea bărbatului. Și iată că, profitând de ocazia aceasta, cu sume mari pe mâna ei, cu complicitatea celei care-i devenise confidentă, adică stăpâna bordelurilor de lux, în puține zile și-a făcut rost de acte falsificate, scrisori doveditoare și, bineînțeles, o nouă identitate. Rămânea să mai fugă iarăși cu banii bătrânului. Și nu a fost greu, căci bătrânelul mai bea și el cât un păhărel și pica mort de somn până a doua zi. Iar ea, maică l-a și omorât de-a dreptul, picurându-i niște arsenic în băutură, provocându-i grave probleme de sănătate. Oricum, l-a lăsat dormind într-o noapte, luând cu ea tot ce se putea din averea casei. Bijuterii, veselă scumpă, bani, printre altele s-a făcut stăpâna 20 de lingouri mici de aur, sigilii de aur, câteva ceasuri și alte mărunțișuri de valoare. A fugit în plină noapte din nou cu complicitatea micei sale, care i-a făcut rost și de locuri de călătorie pe vaporul ce avea să o ducă înapoi în Anglia. Era primăvara anului 1663, iar Mary mai adăugase un an de viață la cei 20 pe care deja îi avea. Iar acum, ea era o prințesă germană, săracă și orfana prințesă Van Volvei din Köln. Întâmplarea făcea că, ajungând noaptea, în acea perioadă rece de martie, să nu găsească nicio casă deschisă sau un hotel mai onorabil. Unicul loc de ședere fusese o tavernă destul de nepotrivită din port, plină de bărbați care așteptau ape line să plece din nou pe mare, iar bărbații erau bogați din ce evaluase ea la prima privire. Imediat a simțit în aer potențialul unui nou protector și, cum de a intrat în așa loc rău famat pentru o femeie neînsoțită și mai ales prințesă, ea a început cu lacrimi de crocodil și cu cea mai apăsătoare durere în suflet să povestească nefericirea care o făcea acum să se avânte singură, orfană și săracă pe cărările Londrei în căutarea unei rude care avea să o protejeze. Le mai spunea bărbaților care cădeau toți vrăjiți de atâta nefericire intrată pe ușă în plină noapte, că fusese nevoită să scape și de un îndrăgostit posesiv. Ca drept dovadă, le-a arătat bijuteriile furate de la bătrânul neamț, le spunea că sunt ale ei, le mai arăta și scrisorile falsificate și câteva dovezi că ea era cine spunea că este. Cum era și firesc, câțiva au crezut-o pe cuvânt și
s-au pus la picioarele ei să o ajute cu casă, cu masă, pe prințesa noastră nefericită. Și iată că, într-un fel, și-a făcut rost și de casă nouă și de o reputație la fel de curată ca întotdeauna. Totuși, cât să se învârtă și roata aceasta a norocului, în gol, așa. Maria noastră se instalează în societatea londoneză din nou și iarăși apariții în societate, cunoștințe, relații și ochii mari pe bărbații singuri și bogați, când de galbenii din buzunar se termină repede pe viața luxoasă. Pe oriunde era invitată, își prezenta originile germane, povestindu-le despre pretinsul ei tată, lordul Henri de Volvei, care, din ce spunea ea, era un prinț suveran al imperiului, independent de orice om, în afară de majestatea sa imperială. Și cum mai căscau unii ochii și urechile la așa linie de sânge nobilă și la așa frumusețe de văduvă, tânără, bogată și singură. Apoi cum să nu te îndubleci? Dincolo de asta, aspectul și educația femeii era ceva peste care nu se trecea ușor cu vederea. Păcălea destul de ușor, pentru că era mlădioasă, avea pielea curată, ochii senini, sânii înalți, un aspect foarte grațios și vorbea fluent mai multe limbi străine. Oricine nu putea avea toate acestea. Numai că proprietarul acelei taverne în care poposise, un oarecare domn King, i-a ascultat povestea germană cu răbdare și s-a arătat și el interesat de această Mary, dar nu ca să se căsătorească. Îi părea cumva cunoscută povestea. Ei bine, cum să nu, pentru că Mr. King nu era decât un cumnat al lui Sir John Carleton, pe care îl păgubise prințesa noastră germană nu cu mult înainte, adică cu câțiva ani înainte să se reîntoarcă germanizată. Maria noastră a fost nevoită iarăși să fugă din înalta societate în care își făcea rosturi. Un timp a fost nevoită să dispară din atenția Londrei, dar, nerenunțând la viața ei înaltă pe care o tot căuta, cu o slujnică bine plătită, comitea tot felul de furtișaguri și trucuri ca să nu-și plătească serviciile și viața, evident, înaltă. Într-un cuvânt, ar fi imposibil să relatăm jumătate din trucurile pe care le juca sau să menționăm locuințele din care se tot muta. Odată, împreună cu pretința ei servitoare, a intrat într-o prăvălie ca să cumpere niște mătăsuri. Asta pentru 6 lire, bani mulți la acea vreme, dar când și-a scos poșeta, n-avea decât niște rămășițe de bucăți de aur de la bătrânul său, neamț. Bineînțeles că negustorul s-a înduplecat văzând-o așa doamnă distinsă cu aur la ea. S-a înduplicat să-și trimită servitorul la doamne acasă să plătească la livrare, dar bineînțeles că aici întotdeauna se întâmpla ceva. Trucul era vechi. Cele două femei făceau cum făceau și îl deposedau pe servitor, mișelește, întrucât acesta, lipsit de vigilență, le aștepta în trăsură, în vreme ce ele făceau să dispară pachetul de mătase. Nici mătasa nu era, nici banii nu se dădeau. Au mai pățit din astea și un croitor și un alt negustor de mătăsuri, alți meșteșugari, chiar câțiva hotelieri cu renume, unde închiriase camere luxoase în numele unui soț ce avea să garanteze cu averea lui pentru ea. Nu știm cum de-a reușit să-i păcălească pe toți aceștia și cum de n-au resuflat imediat aceste excrocherii ale lui Maria noastră. Dar s-a mai întâmplat ceva. Îi trecuse prin cap să-și spună povestea într-un mod total inedit. În societatea celor vremuri, lumea bună se ducea la teatru și unele piese se mai jucau ca divertisment în vile private, pe la casele bogate, iar Maria noastră, care făcea ce făcea și era bogătașă, invită lume la piesa de teatru care îi etala adevărata poveste. Evident că nimeni n-a făcut legătura. Teatrul nu era ca să se spovedească, ci ca să fure din nou, căci invitații erau rugați să-și lase bunurile și lucrurile de valoare într-un dressing ca să poată privi în liniște piesa, fiind apoi furați de către slujnica lui Mary. Deci, cât să se mai învârte și roata norocului? Londra devenise insuficient de mare pentru Mary ca să continue să fure de la același grup de oameni. Ea trebuia să fie mereu în mișcare și mereu vigilentă. Reușea să convingă, dar tot mai greu. Între timp, bărbații și femeile păgubite se adresau instanțelor tot mai numeroși. În cele din urmă, un detectiv a recunoscut-o în timp ce căuta un alt hoț.
Ea fusese acuzată de un bărbat că îi furase acul de argint de la cravată. Iar Mary încerca peste tot să demonstreze că este o greșeală, că ea este o femeie avută, cultă, educată și nu se dădea la astfel de tertipuri. Dar dosarul cu plângeri la adresa ei era tot mai mare, așa că detectivul a arestat-o și n-a mai liberat-o ca alte dăți fără dovezi. A trimis-o chiar în închisoare. După ani de zile în care furase de la oameni bogați ai Londrei, Mary Carleton se vede din nou închisă în Newgate, de unde mai plecase. Însă inițial pedeapsa a fost comutată în deportare. Asta însemnând că unii condamnați ca ea aveau să-și execute pedeapsa în colonia engleză din Jamaica, unde avea să fie supusă la munci silnice. Dar Mary, cât avea ea suflare în piept și cât avea capul la locul lui, va găsi o soluție de scăpare. Iată că, cu complicitatea unui capitan de vas care locuia în Jamaica, pe care l-a vrăjit de asemenea, reușește să-și facă iarăși viața bună sau cel puțin cât mai bine, cât mai bună în acea colonie. A reușit să trăiască și acolo bine, poate nu regește, dar în niciun caz ca deținută. Dar ce credeți? Fuge și din Jamaica după 2 ani, din nou, în Anglia. Se lasă de furat? Nu, nici de cum. Peste 300 de lire îi șterpelește de la o femeie bogată înainte de a fi prinsă pentru ultima dată. Fuga din acea colonie britanică a fost o infracțiune extrem de gravă. Acum fusese iarăși denunțată pentru furt și prinsă. Mary, a noastră Carleton, o comisese grav de tot. A fost condamnată la moarte prin spânzurare, iar sentința a fost executată pe 22 ianuarie 1673, la 31 de ani. Povestea ei a răsunat mult în întreaga Anglie datorită cazului expus în calendarul Newgate. Femei și bărbați, copii și bătrâni învățau ceva nou din această poveste: să fie vigilenți, să nu aibă încredere în oricine, dar au fost unii care au și invidiat-o pentru spiritul ei neînfricat. Unii, influențați de povestea ei, au publicat pamflete în care o numeau monstru cu două picioare sau, în derâdere, prințesa germană de Canterbury. Însă, pentru că peste tot ea se prezenta ca fiind văduvă, a fost cea mai cunoscută precum văduva cenușie, pentru că nu își ucidea soții, dar îi părăsea pentru alții, căsătorindu-se la infinit. Nu se cunoaște cu câți soții s-a căsătorit și pe câți a păgubit, ori pe unde a umblat, dar în 10 ani, Mary Carleton, cu povestea ei, a făcut furori în Regatul Unit. Poate că Moll Flanders al lui Daniel Defoe este o inspirație minunată, propagată către noi peste timpuri. Între timp, dragii mei, povestitoarea voastră de astăzi, Otilia, vă mulțumește pentru prezență și vă spune la revedere, vă mulțumește pentru că v-ați abonat, că comentați, că susțineți acest canal și vă așteaptă la noi povestiri data viitoare. La revedere!